Bună dimineața! O să invit imediat pe membrii panelului, alături de mine, Alexandru Combei, portofoliu manager la BRD Asset Management. Te rog, Alex. Nicu Grigoraș, de la Intercapital. Adrian Anghel, de la OTP Asset Management. Și cred că suntem toți. Și eu personal sunt vicepreședinte al CFA România și membru al Consiliului de Director. Mihai! Iartă-mă! Mihai Nichișoru de la Tradeville. Mihai, spun prima întrebare ca scuze pentru... Și o să încercăm să desprindem câteva idei practice pe care să le puteți prelua pe propria responsabilitate, bineînțeles, și despre investiții, sectoare, clase de active și idei de investiții. O să cer și întrebări din sală, ca să fie cât mai interactivă această discuție. Da, să începem cu o temă generală. Mihai, care a fost cea mai proastă decizie de investiție în 2016? Personal sau de care ai auzit? Sau bună? Da, și întotdeauna învățăm din greșeli, ca să zic așa. Păi, cea mai puțin productivă decizie de investiții, nu doar pentru mine, cred că pentru multă lume, a fost să subestimăm cât de bine au funcționat piețele anul trecut. În ciuda mai multor șocuri. Pentru că rare ori am văzut un an în care piețele să fi funcționat mai bine decât anul trecut. Raportat la mediu și la tot ceea ce am primit, geopolitic, economic, volatilitate. Așa, au fost niște evenimente foarte ciudate, Brexit-ul, alegerea președintelui Trump și cu toate astea piețele s-au comportat pozitiv. Toate au fost bune pentru bursa, adică am început să ne gândim că am preferat să primim un Brexit sau alegerea lui Trump săptămânal, dacă se poate. Am înțeles. Bun, acum aș trece pentru 2017. Alex, ce-ți place în 2017? Ca și clasă de active, mai întâi. Deci, acțiuni, obligațiuni, aur. Ca și clasă de active, cu siguranță că noi preferăm în continuare acțiunile. Este consensul și noi subscriem la el că creșterea economică se va accelera la nivel global. Deja în România creșterea economică este foarte bună. Inflația ar trebui să crească. Deci acțiunile sunt o clasă de active care ar trebui să performeze bine în acest mediu economic. Cu siguranță noi recomandăm un portofoliu diversificat, adică nu recomandăm unui investitor să aibă un portofoliu care e concentrat doar pe acțiuni. Din păcate, în România, concentrarea pe acțiuni este foarte mică, cum se spunea și aici. Românul clasic, mediu, alocă o pondere foarte mică din economiile sale către acțiuni. Dar cu siguranță că noi vedem că orice portofoliu ar trebui să fie deci, foarte diversificat. Cu siguranță, în perioada următoare, am vrea să vedem o concentrare mai mare pe acțiuni. Obligațiunile ar trebui să sufere un pic, având în vedere că există această viziune și, cum am zis și noi, subscriem la ea, că ratele de dobânzi ar trebui să crească. Da, pare un consensus așa că o să crească exact. Ratele de dobândă. Hai să pun o întrebare invers atunci pentru Adrian, de exemplu. Ai o părere care este împotriva consensusului? Adică e ceva care tu vezi că e și toată lumea vede altfel? Mulțumesc, Mugur. Nu vreau să fiu cavalerul apocalipsei, nu vreau să sperii sala, dar da, am un view probabil diferit și de al colegilor mei și cred că în a doua parte a anului ne vom confrunta cu niște decizii delicate pe care va trebui să le ia guvernul nostru. Nu cred că există economist în sala asta care să nu vadă deficitul bugetar peste 3%.
În condițiile astea, guvernul zice că va efectua reduceri de cheltuieli, dar o să fie interesant în a doua parte a anului. Asta e view-ul meu contrarian. Dar nu e chiar contrarian, că toți vedem de fiecare. Nu l-a afirmat nimeni până acum. Am înțeles, mă, mulțumesc. E greu, într-adevăr, să ai o părere contra consensului, dar atunci este... Cu acele păreri, dacă se adeveresc, se face diferența în investiții. Mihai, ți-ți mai place aurul, apropo de... Da, și cred că în continuare are sens ca o parte din portofoliu să stea în aur, poate și în argint. Cred că argintul ar putea să aibă o evoluție mai bună decât aurul, pentru că suntem într-un mediu în care preferă chestii industriale, ciclice, infrastructură. Dar să țin un portofoliu întreg în aur, nu. Cred că sunt lucruri mult mai bune de cumpărat în 2017 decât aurul. Da. Am făcut recent o analiză pe aur în corelația cu celelalte clase de active, încercând să aflăm dacă se mișcă invers decât celelalte și, din calculele mele, nu se mișcă invers, dar nu se mișcă deloc corelat. Deci se mișcă absolut haotic și nu are nicio corelație cu celelalte, cu acțiunile și cu... obligațiunile. Bine, asta la un moment dat ar putea să fie un lucru bun. Da. Vrei să adaug ceva? Da, vreau să zic. E bine, e pornit. Acum. Vreau să zic că și noi avem un view pe aur, nu avem voie să ne expunem pe fondurile pe care le administrăm direct pe aur, astfel încât am găsit o varianta de a ne expune pe miner de aur, care se corelează cu evoluția aurului în procent de 95%. Și, așa cum spunea și Mihai, e o clasă de active pe care trebuie să te expui, însă funcționează ca un fel de hedging natural la turbulențele piețelor, dar nu ar trebui să fie principala clasă de active pe care să te expui. Ok. Acum aș intra mai mult în detalii, ca și sectoare, deci am, cumva se pare că avem o preferință spre acțiuni cu puțin aur, obligațiile sunt cam sub presiune în anul ăsta, ca și sectoare, la BVB sau nu numai, deci ce sectoare ale economiei preferați, nu știu, Nicu? Mie, în primul rând, îmi plac acțiunile listate la BVB, mai puțin aurul și alte active. Prefer să investesc în acțiunile listate la BVB. Nu știu dacă e foarte important în ce sectoare investim în momentul de față la BVB. Cred că marea majoritate a acțiunilor au un potențial foarte bun. Evaluările în România sunt foarte, foarte jos și cred că putem beneficia în următorii ani de aceste evaluări, pentru că sunt sigur că vor crește. Dacă e să răspund direct la întrebarea ta, am spus că nu sunt foarte importante din punctul meu de vedere sectoarele, însă cred că investitorii pot merge în continuare către sectorul bancar, care a adus foarte multe randamente foarte bune în ultimii ani, pot merge către zona de utilități în continuare, dar cred că nu trebuie să scoatem din calcul companiile din linia a doua, companiile cu lichiditate medie, care în general aduc și au adus în ultimii ani randamente foarte bune. Poți să-mi dai niște exemple așa din Liga a doua, sau nu Liga a doua, din lichiditate medie? Acțiuni cu lichiditate medie, da. Au fost foarte multe acțiuni care au crescut foarte bine și aici mă refer la, de exemplu, la Compa Sibiu, la Vrancart, la Teraplast, și multe alte companii, de exemplu din industria de armament sau cumva din zona de apărare, Turbomecanica, Iare, Brașov, sunt și... companii din companii cu lichiditate medie pe care nu se uită foarte mulți investitori străini și care cred că sunt foarte, foarte ok ca și oportunități de investiții pentru cei care sunt în sală. Da, și mie personal mi se pare interesant sectorul ăsta, că al apărării, de exemplu, pentru cei care au voie în domeniul ăsta, instituțional cei mai mulți nu au voie, dar privat, pentru că e discuția la nivel mondial de creșterea bugetelor pentru apărare și banii ăștia trebuie să se ducă undeva.
și ar merita să ne uităm și în sectorul ăsta. Alex, ca și sectoare, tu ce părere ai? Ca și sectoare, cum spuneam, noi vedem o creștere a inflației, ceea ce va antrena și o creștere deci a ratelor de dobândă, o creștere a consumului în România și în zona ASEI. Și în contextul ăsta noi am preferat deci companii care ar beneficia de pe urma acestor trenduri economice. În România, companiile dintre cele lichide care se pretează sunt băncile, companii care ar beneficia deci de pe urma faptului că ratele de dobândă vor crește, faptului că economia performează bine, deci provizionarea ar trebui să scadă. În ceea ce privește companiile care pot beneficia de pe urma accelerării deci consumului în România, de fapt menținerii unei rate ridicate deci a consumului în România ar fi MedLife, că tot s-a povestit aici de MedLife. Am preferat și companiile de exemplu, companiile de asigurări. Din păcate, în România nu avem companii de asigurări care sunt listate, dar în zona SI sunt companii de asigurări. Companiile de asigurări au suferit în ultimii ani din cauza faptului că randamentul lor din investiții a fost diminuat de randamentele mici ale titlurilor de stat și în contextul ăsta investitorii cred că ar vedea mult mai bine companiile de asigurări. Da, absolut. Domnul Marcu este alături de noi, mai încolo va avea și o prezentare despre MedLife, un studiu de caz extraordinar și de succes în România. Sunt absolut de acord și eu cu ideea asta de creșterea dobânzilor care se reflectă la bănci și asigurări care noi nu avem, din păcate, companii listate și, într-adevăr, venitul disponibil. Deci și acolo, ca și știu, dacă mai avem la bursă, în afară de, poate să zic, MedLife, companii care sunt conectate la creșterea consumului. Mai vă gândiți la altele câteva sau? Ar mai fi, de exemplu, marginal, că se menționa aici și Vrancart, de exemplu, și Teraplast, probabil s-ar încadra într-o mică măsură, într-o măsură mai mică, nu într-o mică măsură. Faptul că sunt expuse și, de exemplu, Teraplast pe sectorul rezidențial. Deci, de obicei, lumea când are o situație financiară mai bună, începe să facă deci investiții în locuințele proprii și Teraplast ar trebui să beneficieze. Ok. Tot s-a amintit mai devreme de deficitul bugetar. Ce impact credeți că poate avea acest pe investițiile curente sau din a doua parte a anului? Nu știu, Mihai sau Adrian, care ai menționat, adică de ce să ne ferim sau de ce să profităm, poate există și oportunități în domeniul ăsta. Mă duci într-o zonă în care n-aș fi vrut neapărat să intru. Ne putem aștepta evident la tăierea cheltuielilor. Din punctul meu de vedere, măsura cu acordarea de dividende 90% a companiilor de stat sacrifică oarecum viitorul în favoarea prezentului. Când ne vom trezi că ajungem acolo, că suntem în procedură de deficit excesiv, evident, prima, ce putem face? Ori creștem veniturile, ori scădem cheltuielile. Și guvernul a afirmat că are măsuri și că va scădea cheltuielile. Vom trăi și vom vedea. Deocamdată suntem într-o zonă în care n-am mai fost și nu știu ce fel de măsuri excepționale vor putea să apară, dar cert e că ceva se va întâmpla. Ne va impacta pozitiv, ne va impacta negativ, vom trăi și vom vedea. În momentul ăsta aș deschide un pic și pentru sală întrebări, comentarii pentru speaker. Eu mai am multe întrebări, dar vă rog. Trei întrebări. Da, cine are întrebări? Daniela. Aici am întrebări. Okay. Și acum. Începem cu investitori. Pot vorbi? Bună ziua, Victor Nemțeanu mă numesc. Am o întrebare pentru toată lumea, ca să zic așa. Ce părere aveți despre compania Impact de la BVB, care a obținut rezultate bune și totuși de 2 ani de zile scade în continuu? Mulțumesc. Ridicați mâinile cine mai vrea întrebări, să venim la dumneavoastră. Erau două persoane în spate, vă rog frumos, ca să venim la dumneavoastră. Punem întrebarea acum? Răspunde cineva. Deci, haideți să răspundem acum, să o luăm pe rând. Nu, răspundem, da, dar spunem să ne organizăm. Deci, despre Impact, știe cineva mai
specific de ce a scăzut? Sau... Mă oferesc un pic să fac recomandări, dar hai să vă povestesc o chestie drăguță referitoare la impact. Și cred că dacă, nu știu, e în logica unui copil, o să aflați și răspunsul la întrebarea noastră. Fiindcă ne implicăm în educație financiară, am fost invitat la o școală privată să țin un curs unor copilași de clasa 5-a, 6-a și 7-a despre bursă. N-a durat mult, dura 50 de minute și o provocare să înveți un copil care mi-a neastâmpărat în 50 de minute ce e bursă. Principala mea provocare a fost să le explic ce sunt acțiunile. Și o fetiță m-a întrebat, după ce am explicat eu de vreo două, trei ori, ok, deci investitorii sunt un fel de patroni, nu? Deci așa, stimați patroni, în portofoliu, că am făcut un fel de joc cu ei, încercam să să-i fac să creeze un portofoliu. În portofoliu respectiv le-am pus 5 acțiuni, printre care și Impact. Și ce m-a surprins pe mine la copiii ăștia, unul la mână, că în prima fază de alocare a activelor și-au păstrat bani, fiindcă au zis, intrăm cu 70% pe acțiuni, 30% îi ținem, că poate mai scad, nu știu cum evoluează jocul tău. Ei trebuiau să cumpere și să vândă acțiuni, ulterior în urma unor știri care chiar s-au întâmplat. Și în secundar, un copilaș a ales 4 din cele 5 acțiuni, mai puțin Impact. Nu este recomandare de investiții, bag disclaimer-ul. L-am întrebat de ce n-a pus Impact și a zis că lui nu-i place Impact, că Impact construiește în pădure și strică pădurea. Deci, cam asta ar fi răspunsul indirect. Domnul Mitru, ce are? Sau avem destul de mult. Altă întrebare se poate? Da. Da. Deci mă numesc Mihailescu Dan. Și raportat la diversificarea modului de a ține banii, comentariul meu este, dacă el nu trebuie să se extindă, exceptând aur, argint și astea, care sunt clasice, la tablouri, numismatică, filatelie, cărți bune, vechi, documente de valoare cu cuza cu și așa mai departe, ilustrate, vechi, sau panoramice, sau... Am înțeles. Etc. Deci clasa de active, ce părere aveți de clasa de active, artă numismatică, așa foarte scurt, că avem multe întrebări. Pot să dau eu cu părerea. Deci este o clasă care nu e corelată cu celelalte clase de active, deci din punctul de vedere e bine, nu are lichiditate, e greu de evaluat, dar sigur, dacă te pricep la ea, s-ar putea să fie interesantă. Erau Certinvest parcă avea un fond de artă și se poate analiza din punctul de vedere. Deci, în orice caz, lichiditatea, nu trebuie să ai nevoie de lichiditate pentru această clasă de active. Deci nu ai cum să o valorifici. Dar e o opțiune, într-adevăr. Mai avem întrebări? Bună ziua! Trebuie să vă și ridicați. Da. Acum. Alina Postoi, numele meu. Am o întrebare legat de cum vedeți dumneavoastră evoluția în continuare anul acesta. Și, după cum știm, economiile sunt ciclice, la fel piața de real estate, de capital. Dat fiind contextul macroeconomic, ce se întâmplă în Statele Unite, Europa, Asia, iarăși legat de China, cum vedeți... În ciclicitatea asta, pe unde vedeți că suntem acum? Da, foarte bună întrebare. Mulțumim și mulțumim pentru toate întrebările de până acum. Vrea cineva să răspundă foarte scurt, că mai avem multe întrebări, văd, și timpul ilimitat. Deci unde suntem cu ciclul acum? Suntem pe sfârșit, suntem pe la mijloc? Eu sunt foarte optimist în ceea ce înseamnă atât piața internă cât și piața internațională. Cred că marea majoritate a economiilor la nivel global și economia autohtonă sunt cumva în ultima parte a ciclului economic început odată cu criza din 2007. Această ultimă parte a ciclului economic este dominată în general de creșteri foarte mari ale piețelor de acțiuni.
și de creșterea riscurilor pe care investitorii și le asumă, iar piețe emergente, cum este cea românească, au foarte mult de câștigat. În general, în astfel de momente, banii din piețele dezvoltate, pentru că acolo nu mai găsesc randamente foarte bune, migrează către piețele gen piața noastră și avem o șansă foarte mare în următorii 2-3 ani, până probabil vom ajunge la finalul ciclului economic actual. Deci sunt foarte optimist, atât pe plan internațional, cât și pe plan intern în special. Da, deci cam 2-3 ani mai sunt de ciclul ăsta. Și eu sunt, cred că suntem în partea a doua a ciclului, dar mai este, nu văd imediat. Și se pare că economia mondială a început să meargă pe toți cilindrii, ca să zic așa, și în Europa și în America. Mai aveam întrebări, vă rog, acolo. Eu am o întrebare despre petrol și cum vedeți evoluția în acest an. Am oil and gas în portofoliu și vreau să știu care sunt opiniile dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumim pentru întrebare. Grea întrebare. Nu știu, se încumetă cineva? Da, nu e cea mai ușoară întrebare. Ideea e că, așa cum știți, o bătălie între industria de Shell din Statele Unite și membrii OPEC. Din câte citesc și din câte îmi dau seama, pe măsură ce prețul tinde să crească, cei din state devin din ce în ce mai profitabil, încă s-a ajuns la un preț la un nivel al profitabilității de 45 de dolari pe baril la ei. Astfel încât nu văd o creștere foarte mare a petrolului anul ăsta. Okay. Mai avem, timpul ne-a expirat, mai avem o întrebare. Mai puteți, permite? Vă rog, sigur, ultima întrebare, da. Mă numesc Riciu Tudor. N-am auzit nimic despre sectorul energetic. M-ar interesa evoluția petrolului. De ce a fost creșterea? A fost o scădere? La microfon. Deci întrebarea a fost despre sectorul energetic și petrom. Și petrom, da. Întrebarea dumneavoastră se leagă foarte mult de întrebarea anterioară legată de evoluția prețului petrolului. Petrom și, în general, sectorul energetic de la BVB a avut foarte mult de suferit datorită faptului că prețul petrolului la nivel internațional și prețul gazului au scăzut foarte mult în ultimii ani. Acum suntem pe o revenire. Sunt de acord cu colegul că nu e foarte mult loc de creștere nici pe prețul petrolului, nici probabil pe prețul gazului. Însă companiile locale din această zonă, atât Petrom cât și RomGaz, sunt companii cu evaluări destul de scăzute și cred că chiar și la nivelul actual al prețului petrolului au loc de creștere, din punctul meu de vedere. Da. Ultima întrebare, dacă mai... Așa, da, întrebare referitoare la SIF-uri. De vreo 10 ani de zile, fiecare an, se tot apar niște zvonuri că se va desfința pragul la SIF-uri. Ce părere aveți de momentul actual? Sau o prognoză pentru următorii 5 ani, zicem? Nu avem un analist politic aici între noi. Eu nu știu să... Deci e o întrebare politică asta. Nu prea ne pricepem, vă spun sincer. Atunci permiteți-mi o întrebare la subiectul dumneavoastră. Care credeți că este evoluția în continuare datorită faptului că te reamintesc că în 2005 am închis piața de capital la SDAC, nu mai avem o piață secundară, un OTC, care să vină să influențeze totuși pe ansamblu evoluția? Eu nu-i simt lipsa, sincer. Nu știu ce să influențeze. Avem o piață reglementată care funcționează bine. Aș vrea piețe cât mai mari, cât mai solide, ca și investitor, pe care să pot să mi se respecte drepturile ca minoritar. Adică, nu știu dacă ai ceva de... Mi-ar plăcut să fie mai multe companii care să fi făcut pasul la BVB din fostura. Avem Aero, spune Ludvic. Da, mi-ar fi plăcut să fie la categoria 1, la a doua să fi reușit să avem o piață mai mare. Altfel, nu, personal nu îi simt lipsa. Practic, cele mai viabile companii s-au mutat pe piața Aero a Bursei de Valori București, unde, alături de cele venite de pe Razdac, sunt și multe companii noi și sunt și perspective de a avea mai multe companii noi pe piața Aero. Aș vrea să le mulțumim foarte mult panelului de deschidere. Mugur Popescu, moderator, Alexandru Combei, Nicu Grigoraș, Mihai Nichișoi și Adrian Angel.